Fiecare om ar trebui să asculte puțină muzică, să citească puțină poezie și să privească o pictură frumoasă în fiecare zi din viața sa, astfel încât îngrijorările lumești să nu-i oblitereze simțul frumosului pe care Dumnezeu l-a implantat în sufletul uman, spunea Goethe, care mai puncta că personalitatea este totul în artă și în poezie. Devine atât de special momentul întâlnirii cu oameni care știu să se bucure de ceea ce fac, de lumea în care se învârt, în care respiră și din care se inspiră. Iar, mai mult decât atât, știu să dăruiască toată această bucurie a lor. O astfel de întâlnire avea să fie pentru noi cea cu elevele Liceului de Artă Marin Sorescu din Craiova, Catlen Cazacu și Nicol Cazacu, creatoarele lucrărilor aduse pe simezele galeriilor Cromatic la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, în prima lor expoziție personală, Universul Culorilor, Tehnici Mixte. Emoții curate, lumină în ochi și asumare, apoi culoare, forme și noi rătăcind cu privirea pe creații, căutând doar răsfăț pentru ochi și nu fiind în misiune de analiză în corpul creației. Lăsăm aceasta în seama specialiștilor, iar noi ne așezăm la vorbă ca să ne reamintim cum era la început de drum, de vis, de așteptări. Până la această primă expoziție personală au fost parte din expoziții colective, vernisate la Liceul de Artă Marin Sorescu, pe simezele galeriilor Cromatic, la Budapesta în 2014. Au participat la concursuri județene, naționale și internaționale, care le-au adus și premii. Bucuria creației o trăiesc de mici, din anii petrecuți, la școala gimnazială Sfântul Dumitru. Felicitări în primul rând! Mulțumim! E un exercițiu destul de dificil, curajul asumat de a ieși în fața devoratorilor de frumos într-o primă expoziție personală. A fost așa, v-ați tăvălit de emoții acasă până ați hotărât că este momentul să expuneți și voi identitar cu numele voastre, să nu mai fiți parte din expoziții colective? Da, prima oară am avut foarte multe emoții și de altfel și astăzi am avut să rămân foarte multe emoții, dar ne-am gândit să punem punctul pe ei și să ne facem prima noastră expoziție personală cu ajutorul profesoarei noastre. Dacă nu ți înfrunci temerile, n-ai cum să reușești. Trebuie să muncești și să muncești. Să perseverezi în ceea ce vrei să faci. În momentul de față sunteți în clasa a 12-a, nu? Și în clasa a 12-a e cu multă muncă, foarte multă muncă. Vine prietenul bacalaureat și atunci cu siguranță se scurge altfel timpul, nu? Desenul în clasa a 12-a mai rămâne aproape de voi sau uitați de el? Desigur, va rămâne întotdeauna desenul alături de noi. Automat suntem într-un liceu de artă, ne vom găsi mereu timp să desenăm și să dezvoltăm această pasiune în ceva mult mai mare. Să excelăm. Da. Să excelăm în ceea ce vrem, să muncim mai mult. Mereu a fost loc și de carte și de desen. Am încercat să îmbinăm utilul cu plăcutul. E bine, voi sunteți ca două picături de apă, da? Zâmbiți la fel, vă bucurați la fel, creați. Mărturisiți-mi sincer, ați început una dintre voi să deseneze și să se îndrăgostească de artă și cealaltă a zis, a, păi și eu trebuie să fac, sau s-a întâmplat pentru amândouă în același timp? De fapt, da, în același timp s-a întâmplat când a venit profesoara noastră de desen în clasa 6, noua profesoară, și noi desenam, iar dânsa venea și ne spunea ce să mai adăugăm la desene și atunci a fost ceva minunat. Eram împreună în bancă. Practic, dânsa ne-a descoperit și ne-a ajutat să evoluăm, să ne dezvoltăm și pentru acest lucru îi mulțumim foarte mult. Expoziția voastră se numește Lângă Universul Culorilor și Tehnici Mixte. Ce înseamnă asta? Că eu nu sunt artist plastic și nici măcar pic de talent nu am în arta plastică, orice formă de manifestare ar avea ea. Tehnicile mixte, într-un desen am folosit acuarele, culori, acrilic, markere, linere, asta vrea să însemne tehnici mixte. N-am mers doar strict pe pictură sau pe crane colorate sau alb-negru. O combinație între mai multe tehnici.
Am încercat să lucrăm cât mai occidental posibil. Ați ales un drum, vorbeam și cu mama, destul de anevoios. Calea artelor plastice e una sublimă, superbă, dar foarte greu de parcurs. Da, dacă iubești ceva, lupți pentru el. Da. Și lupți până la capăt. Nu există nu pot sau nu vreau. Există decât sau pot. Mi-este frică. Trebuie să te duci până la capăt. Și să încerci absolut orice până ajungi la un rezultat. Indiferent că nu-ți iese, va ieși mai târziu ceva minunat de care te vei bucura într-o zi. Fiecare creație a voastră vorbește despre voi, vorbește despre ideile voastre. Încercați cumva să mă ajutați pe mine să călătoresc prin descrierea voastră în expoziția Universul Culorilor. Ce regăsim aici? În special regăsiți mai ales elemente ale naturii, pentru că pe noi natura ne inspiră în mod constant, este subiectul nostru favorit. Foarte multe culori, pentru că exprimă personalitatea noastră, colorată și mereu vesele, zâmbitoare. Elemente de limbaj grafic, pentru că trebuie să combinăm și așa ceva, să fie ceva cât mai original, ca să îi putem bucura pe privitori. Lăsăm culorile să vorbească pentru noi, pentru că fiecare culoare are semnificația ei și trebuie să știm să ne folosim de fiecare semnificație a fiecarei culori. Ați făcut și o mare bucurie Centrului Creației, aducând în lucrările voastre chipuri foarte dragi acestei instituții, Maria Tănase și Ioana Radu. Desigur, ne-au rugat să facem câte un desen cu portretul Ioanei Radu și Mariei Tănase și asta a fost un exercițiu pentru noi și am spus da, să facem. Ne-am folosit de portretele lor și iar în final am adăugat un fundal grafic, așa cum ne place, pentru că simțeam că este puțin cam banal decât un singur portret și am vrut să-i dăm viață. Da, în felul nostru. A, deci la voi liniile și tot ce este geometric înseamnă viață față de ce e carnal, așa, nu? Da, vrem să ceva cât mai diferit de restul, cât mai original. Vrem să ieșim cumva în evidență. Decât orice lucrare banală, la noi vrem să încercăm să facem ceva cât mai ieșit din comun. Că semănați, observă toată lumea. Dar când desenați, cum vă deosebim? Cum o recunoaștem pe Nicol? Cum o recunoaștem pe Kathleen? Nico se folosește mai mult de elementele de limbaj grafic. Îi place foarte mult să combine mai mult pictura și fundalele foarte dramatice. Eu încerc să merg foarte mult pe creioane colorate și să mă joc între dramatism și liniște, să le combin într-un fel pe amândouă. În special îi plac portretele. Da. Deci, uite, până la urmă, cealaltă vorbește mult mai exemplificat despre sora ei, nu? Îmi imaginez că vă și respectați reciproc munca, nu? Și ajută, mereu ne dăm sfaturi. Dacă ceva nu iese bine, cealaltă vine și o sfătuiește. Ne sfătuim între noi ca să iasă mereu ceva minunat, frumos. Nu, critic vede mai bine. Da. Mereu. Orgoliul creativ este întotdeauna unul foarte virulent, foarte pronunțat. La voi cum se manifestă? Că dacă ați fi la început de drum, da, în creația plastică și n-ați fi surori, probabil că v-ați uita așa cu coada ochiului ușor înțepător la lucrările celelalte. În primul rând trebuie să înveți să accepți și critici. Pentru că criticile sunt constructive de multe ori și un alt ochi decât cei ai tăi văd altfel și îți spune, poți să adaugi aici sau nu, sau ce poți să schimbi. De certat vă certați pe nu pune culoarea asta, scoate-vă? Nu. Cu alte lucruri, cu alte lucruri nu. Studiază și transformă în sursă de inspirație un destin creator, o personalitate care le fascinează din lumea artelor plastice. Klimt, Miro, Picasso, da. Ion Suculescu, și John Fenton, care e destul de actual, și mulți alții, în special cei moderni, acum. Veți fi și bursiere, dacă nota de la bacalaureat va fi una mare?
Da, desigur. Noi sperăm să fie cât mai mare. Va fi un pic cam greu fără bursă în Marea Britanie, așa că trage stare să fie mare. Cât mai mare, să fie media. O curiozitate. Așa se întâmplă deseori. Să întrebi când a început marea bucurie de a desena, dar și pe cine ați moștenit voi? De unde a picat sâmburele ăsta de talent? Dorința asta de a vă exprima prin desen, prin culoare, prin... Bunicul nostru, din partea mamei, el era tâmplar, dar din câte am înțeles, și desena, și cred că de acolo a pornit talentul. Și așa bucuria a fost dăruită de Dorina Smarandache. Da, nu aveți, înțeleg că din clasa a șasea, dar când erați mici știți că sunt istorii de alea. La 3 ani a pus mâna pe creion și când a desenat, a marcat pentru toată viața. Poate desenam, dar nu mi-aduc sigur aminte, dar știu că din clasa a șasea a început bucuria mea pentru arta noastră și am zis să mergem mai departe și să dăm tot ce mai avem mai bun. Până la expoziția personală, voi aveți, și am văzut în palmaresul pe care chiar voi ni l-ați trimis, aveți participări multe la concursuri naționale, la concursuri județene, dar și participări internaționale. Deci ați îndrăznit... Am trimis lucrări. Am zis să încercăm și să vedem rezultatul. Și rezultatele au fost chiar foarte bune, uneori mai bune decât ne-am fi așteptat. Deci, până la urmă, este foarte important să ai încredere în tine. Se întâmplă să întâlnim tineri talentați care renunță la un moment dat la talent, la pasiune și aleg, nu știu, să se pregătească pentru o profesie care să le dea siguranța că vor avea totuși și un salariu în fiecare lună până la sfârșitul vieții. Ați avut vreodată tendința aceasta de a gândi între artă și ceva practic? Am auzit pe alții spun acest lucru, ne-am gândit și noi, dar nu am vrut să distrugem această pasiune, am vrut să continuăm, să mergem în continuare și să facem ceva mult mai bun, ca să le demonstrăm tuturor, pentru că se poate, dintr-o mică pasiune, să faci ceva superb. Să-ți transform pasiunea în profesie. Da. Într-o carieră. Într-o carieră în Marea Britanie, înțeleg, nu? Da. Să sperăm că va ajunge și mai departe. Da. Pe unde vă visați expuse lucrările? Pe ce simeze de pe pământul ăsta? Peste tot ne-am dorit să participăm cât mai multe proiecte internaționale. E visul nostru. Fiecare lucru la timpul lui. Da. Acum avem de parcurs niște pași până la bacalaureat și după o să vedem în Anglia ce mai trebuie să facem. Eu vă felicit și vă doresc inspirație pe tot parcursul vieții, nu? Bănuiesc că vă inspirăm și noi toți cei care mișunăm în jurul vostru, vă inspiră strada pe care îți mergeți, nu? Orice lucru mic poate să fie mare. Așteptăm pe oameni, nu, să vadă universul culorilor și să vă înțeleagă mult mai bine. Profesoara la care se raportează atunci când punctează momentul în care și-au luat în serios dragul de desen și de pictură, Dorina Smarandache, este model de dascăl a cărui profesie înseamnă încurajarea, susținerea, promovarea, implicarea elevilor în tot ce îi pune în valoare, în activități care le dau aripi și îi învață să se descopere și să ceară mai mult de la ei. Ele sunt așa un soi rar. Mi-ar dori să fie măcar o dată pe generație să am un elev în genul lor. Din păcate, copiii se cam pierd pe parcurs. Ori atunci când ajung la maturitate în generală sau pe la sfârșitul liceului. Depinde acum foarte mult de profesorii pe care îi întâlnesc, de familie, cât îi susțin de mult. Și de, în primul și în primul rând, anturajul lor. De acolo pornește totul. Fascinația față de artele plastice e clar că există prin rândurile lor. Dar cum faci să le ții aripile întinse, să vrea să meargă mai departe? Tu ai reușit cumva. An de an de an de zile
te găsim prin expoziții în care tu îi promovezi foarte, foarte mult pe copii, pe tineri, elevii pe care îi găsești și de specificat nu doar din Liceul de Arte Marin Sorescu. Da, păi încerc și la școlile generale la care sunt profesoară și de în jur prietenii lor sau rude, încerc să invit pe toată lumea, adică să participe toți, cei care sunt talentați și este vizibil și cei care nu sunt, pentru că am avut foarte mari surprize și de la copii care nu aveau talent, dar prin muncă în timp s-au dezvoltat și chiar le-a plăcut și au urmat mai departe un domeniu și asta încercăm de fapt să facem, încercăm să-i facem pe copii să le placă frumosul și să-și capteze timpul liber cu lucruri frumoase, nu atâta televizor, atâtea laptopuri și jocuri și tot felul de lucruri care la un moment dat copilul singur recunoaște că nu mai poate, că nu mai face față și că vrea altceva. Și este o alternativă, o alternativă creativă care îi scoate din contextul acesta mecanizat cumva. Le-ai organizat mereu expoziții, i-ai pus în valoare, au trăit emoții de-a dreptul puternice și speciale. Au continuat să creadă în ei, au continuat să-și dorească de la ei, ca și după ce nu mai sunt cu doamna profesor Dorina Smarandache, să încerce singuri să ducă mai departe ceva ce ea a văzut în ei. Eu asta mi-am dorit, întotdeauna i-am încurajat și am încercat să le explic în viață, în primul rând, totul pornește de la tine, de la cât îți dorești tu de mult să muncești. Nu trebuie să te bazezi doar pe omul pe care l-ai lângă tine, cum ar fi profesorul. El poate să te ajute doar dacă tu vrei. Dacă tu vrei și tu muncești, atunci și cei din jur automat te ajută. Cu un pic, cu puținul ăla mai mult, fiecare cu cât poate, cu fiecare ce poate să-ți dăruiască. Și în primul rând, de la ei pornește totul. De la cât vor de mult să reușească și cât de mult iubesc ei arta, se vede în lucrările lor. Ți s-a întâmplat ca peste timp să-i regăsești cumva în galerii de artă, ajungi cumva și ei la 20 și ceva de ani, asumându-și și acest capitol din viața lor cel legat de arte? Majoritatea elevilor, foștilor mei elevi, din păcate au urmat alte, deși unii dintre ei au urmat liceul de artă, dar mai târziu au părăsit acest domeniu. Dar m-am întâlnit și cu elevi care încă lucrează în domeniul sau au plecat în străinătate pe la facultăți sau în țară la facultăți importante. Chiar acum 2 săptămâni m-am întâlnit cu un fost elev care a participat la Olimpiada pe țară și a luat un premiu destul de bun și chiar era nehotărât pentru că nu știa unde să aplice, să aplice în țară la o facultate sau în străinătate, el fiind deja an terminal și îmi cerea niște sfaturi. Eu i-am spus exact ce le spun de fiecare dată și la clasă, să te duci acolo unde te simți tu atras, unde să-ți placă și să te duci să lucrezi cu drag, nu din obligație. Pentru că contează foarte mult să-ți placă locul, să-ți placă și să ți se potrivească ție. Degeaba e bun pentru mine dacă pentru tine nu înseamnă nimic. Deci până la urmă este foarte important ca profesorul să-l facă pe elev conștient de faptul că el poate, că el știe, doar trebuie să vrea. Exact, trebuie să fie, noi asta de fapt încercăm să arătăm că se poate și mai mult și mai bine și că acel copil are talent, trebuie doar să muncească, pentru că talentul îl moștenești poate, dar nu îl fructifici dacă nu muncești. El poate să stagneze, poate să crească sau poate să rămână la fel toată viața, în funcție de cât de mult îți dorești tu, de cât de mult lucrezi tu
în funcție de ce se întâmplă în jurul tău, pentru că contează foarte mult fiecare sufletel, cum este felul tău de a fi, contează foarte mult familia care te susține, prietenii, profesorii, tot ce este în jurul tău, de fapt, totul te definește. M-am uitat la minunăția aceea din școala altfel, când împreună cu Oana Constantinescu, desenul se întâlnește cu muzica și împreună vin și lângă poezie, vin și lângă proză, vin, aduceți la un loc toate formele acestea extraordinare de expresie, de exprimare, de comunicare între tineri și ei nu se plictisesc. Cum reușiți? În primul rând le place ideea de a pleca din școală, de a face ceva diferit, de a se deplasa și în locuri altfel decât în școală, cum este Galeria Cromatic. Și lor le face plăcere și atunci, cu drag, deja copiii vechi care mă cunosc și sunt de mult la clasele lor profesoară, încep singuri, doamna, anul acesta mai participăm, mai facem activități, că vreau să particip cu tare lucru sau deja m-am gândit la un desen și vreau să pot, dacă este să le expun. Deci copiii singuri deja se organizează și le place atât de mult încât de multe ori trebuie doar să le sugerez și să-i ajut să înainteze. În rest, singur fac totul. Deci, uite, au inițiativă, știu deja ce vor, nu? Da, da. Dechiulit-chiulesc la desen, că nu e nici matematică, nu e nici română, nu e disciplină de examen. În general nu, dar dacă se întâmplă, le pare foarte rău. În cazul în care au nevoie de o întâlnire la doctor sau mai știu eu în ce caz și sunt foarte dezamăgiți că trebuie să plece la ora de desen. Dar încearcă să recupereze sau cei care sunt foarte talentați și vor să meargă mai departe pe liceul de artă, în general încerc să iau și la orele dinainte de programul lor sau după program, ca să mai putem lucra, să recuperăm mai multe lucruri. Pe tine cine te-a îndrăgostit de desen? Că tu îndrăgostești generații de copii, de desen, de pictură, de exprimarea aceasta plastică. Dar la tine cum s-a întâmplat? De când m-am născut, mi-a plăcut să desenez, vorba mamei mele. Tu toată ziua erai cu desenul, cu creioanele, și desenam. Și în timp, la fel ce le spun și eu, prin profesorii care mi-au fost dragi, prin activitățile pe care le-am făcut, lumea din jur, toți pașii pe care îi urmăm în viață, de fapt asta, tot ce facem noi ne ajută să ne dezvoltăm, ne ajută să fim mai buni, să fim mai frumoși. Întâlnirea cu Cătălin și Nicol cum s-a produs? Erau niște fetițe cu minți care stăteau în băncuță și ar fi vrut să învețe. Și întotdeauna mă întrebau și întotdeauna vreau să descopere ceva nou. Și atunci, pentru că le-am văzut că au potențial și că vor să învețe, pentru că contează foarte mult ca elevul să vrea, nu din obligație, pentru că atunci când îl face din obligație, la un moment dat se obosește sau nu-i mai place și se distanțează. Și atunci, pentru că ele au fost altfel și și-au dorit să învețe, automat le dădeam cât mai mult de lucru. În clasă, acasă, întotdeauna m-au ascultat, întotdeauna făceau ce le spuneam, chiar dacă de multe ori nu le convenea o anumită temă sau nu le plăcea la început. Dar pe parcurs își dădeau seama că le este de ajutor și că, de fapt, le-a prins bine, pentru că asta înseamnă să înveți și lucruri care nu-ți plac, pentru că nu-ți plac poate în momentul acela, dar mai târziu îți devin utile sau te ajută în timp ca să dezvolți tu alte tehnici, alte stiluri de lucru. Cum vede ochiul profesorului de desen stilul lui Cătălin și stilul lui Nicol? Păi deja au început să urmeze un drum special al lor, adică lucrările lor încep să aibă amprentă personală,
încep să fie din ce în ce mai bune. Adică eu, pentru că le știu din clasa a șasea și știu cum lucrau, deja se vede. Desenul începe să prindă viață, începe să fie mai luminos, mai curat, mai îngrijit. Este mult mai bine realizat și asta îmi doresc pentru ele și pentru toți ceilalți. Îmi doresc să ajungă cât mai departe, să muncească cât mai mult ca să dobândească ceea ce merită, pentru că fetele chiar merită. Spune profesoara cu mândrie, nu? Pentru prima oară în România, Școala Română Britanică și Fastra Kids Craiova organizează programul de vară Joaca de-a Școala. În perioada 25-29 iulie 2016 și 1-5 august 2016, timp de 4 ore pe zi, copiii care urmează să înceapă clasa pregătitoare din toamnă vor putea experimenta spațiul școlar, regulile de conduită școlară, se vor putea împrieteni cu matematica, limba română și limba engleză și își vor putea face noi prieteni. Cum îți poți înscrie copilul la Summer Camp? Sună la 07 Educație sau trimite un e-mail la contact@școalabritanica.ro. Ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Echipă trainică fac Nicole și Catlen nu doar cu profesoara Dorina Smarandache, ci și cu părinții, care le sunt mereu aproape și le încurajează să-și împlinească proiectele. Sunt mai special copiii care alerg calea artelor? Sunt special dacă le place, dacă îi susține cineva și, în primul rând, trebuie să fim de acord cu copiii, să ne bucurăm pentru ei și să îi susținem. Dacă nu îi susținem, nici ei nu au succes. Se spune deseori că părinții reacționează destul de abrupt atunci când copiii le mărturisesc sincer că vor alege desenul, pictura, muzica, oricum o cale cumva sensibilă și extrem de fragilă în viață. Care nu vor părinții. Și eu poate am pus condiții, dar am pus condiții la felul că merg la liceu de artă. Au mers pe arhitectură atunci, pe secția, deși sunt de la secția de arhitectură, dar, în schimb, mi-am dorit foarte mult să studieze, să învețe, să citească și să se dezvolte intelectual, deci să aibă calități, să facă față multor lucruri, pe lângă desen. A, desenul a fost așa un fel de balsam pentru efortul depus pentru a învăța, nu? Nu, s-au îmbinat. Le-au plăcut, s-au îmbinat. Sunt copii care în vacanță aleg să deseneze în timpul liber, nu să se joace, nu să meargă pe străzi sau să lapte telefoane sau altceva de vârsta lor. Și dacă nu desenează, citesc. Dacă nu citesc, fac ceva, proiecte util. Am copii cu minți și mă mândresc cu ei și aș dori la toți părinții să trăiască sentimentul care îl trăiesc eu acum. Bănuiesc că ați încercat emoții destul de mari la prima lor expoziție personală. Colective au fost multe și participări la diferite concursuri, dar prima este cea care te scoate așa pe tine ca nume în față. Da, prima e ceva, pur și simplu este ieșirea în lume, cum ar veni, sau toată lumea vede ceea ce fac. Până acum poate au văzut decât foarte puțini cei care îi cunoșteau, cei care i-au îndrumat, că sunt și cei care i-au îndrumat și cei care i-au susținut. Dar cred că au avut un sentiment plăcut, s-au bucurat, sunt mulțumite și dacă ele sunt mulțumite, cred că sunt și eu mulțumită. Vor pleca de lângă casă. Iarăși un lucru nu tocmai ușor de acceptat. Da. Este ultima vacanță care n-aș vrea să se termine. Este singura vacanță care nu vreau să se termine pentru copiii mei. Dar trebuie să le susțin,
trebuie să fiu lângă ele și pur și simplu să le încurajez să-și deschidă singure aripile și să zboare, să aibă un zbor lin și frumos în lume, oriunde. Și trebuie să ne mândrim cu copiii noștri, mai ales cu copii deosebiți, și să-i susținem și să existe în fiecare colț al lumii acea chestie, este român. Dacă unii ne caracterizează prost și greșit, pe unii chiar trebuie să, de unii chiar trebuie să fim mândri și să-i susținem și să ne aducem aminte. E adevărat, eu sunt o patriotă și poate n-am vrut ca să plece copiii mei, dar dacă ei își doresc, nu mă pot pune. Deci nu degeaba se spune că special este și părintele care alege să susțină copilul ce se vrea în lumea artelor pentru toată viața. Da, părintele trebuie să-l susțină. În primul rând, domeniul artei nu este un domeniu ieftin, este costisitor, implică foarte multă cheltuială, pentru că dacă vrei să faci artă de calitate și să ai creioane de calitate, implică bani, foi și caiete speciale, implică bani. Dar dacă și satisfacția și rezultatul este bun, cred că a meritat. Chiar dacă a fost mai greu, dar a meritat. Deci a fost un soi de înțelegere reciprocă până la urmă. Da, a fost. Eu mi-am susținut copiii tot timpul și tot timpul. Când au plecat, ele n-au plecat la un concurs fără să nu știu ceva, fără din tematica, nu chiar tot, că doar nu făceam eu tema acolo, dar am știut unde pleacă, la ce concurs, ce trebuie să prezinte, cum trebuie să prezinte. Am fost alături de ele, m-am implicat și le-am susținut. Seamănă izbitor. În momentul în care desenează, le deosebiți mai ușor desenele decât pe ele? Sunt gemene, seamănă și totuși se deosebesc. Sunt diferite, temperament diferit, fiecare cu felul ei, de a fi una într-un fel, cealaltă poate în alt fel. Le deosebesc. Una este mai serioasă în a desena, să zicem așa, nu știu, termenii cum să-i folosesc. Iar cealaltă este așa mai tinerească, mai de perspectivă, de viitor. Și suntem generații diferite, eu, copiii mei, fetele mele, nu suntem aceeași generație, deci chiar nu avem toate în comun. Avem și lucruri diferite. Păi asta ne apropie și ne face mai frumoși împreună, nu? Dar trebuie să ne respectăm, să le respect ceea ce fac și eu să fiu mulțumită de ele. Și să bateți drumul Marii Britanii. Să bat oriunde. Și să vină și acasă și poate fiecare om are locul lui, steaua lui și tot ce este a lui este pus deoparte. Și omul bun, corect și muncitor răzbate și ajunge acolo unde nu toată lumea poate să ajungă. Odată cu expoziția Universul Culorilor, tehnici mixte, s-a mai scris o pagină în viața galeriilor cromatic, mereu deschise pentru oamenii care caută și dăruiesc frumos. Galeriile cromatic au găzduit întotdeauna cu drag tot ceea ce înseamnă tineri, ceea ce înseamnă copii aflați în plină dezvoltare, nu numai fizică, ci și artistică. Doamna profesor Dorina Zbanandac este un mai vechi colaborator al nostru, a încercat întotdeauna să aducă aici în Galeriile Cromatic o serie de elevi ai Liceului de Artă Marin Sorescu din Craiova, elevi care au venit de cele mai multe ori de drag, de plăcere, nu constrânși de vreun proiect. Nu am avut proiecte cu doamna profesor și nu numai cu dânsa și cu școli din Craiova în același proiect, dar nu s-a legat de acest proiect ceea ce se întâmplă astăzi la Galeriile Cromatic. Este o altă reprezentare artistică a tot ceea ce pregătește doamna profesor Dorina Zmanandache. Cele două eleve ale Liceului de Artă aduc culoare, aduc linie, aduc o cromatică deosebită galeriilor cromatic și
Sunt două perspective artistice de nădejde, zic eu, nu numai ale Liceului de Artă Manin Sorescu din Craiova, ci și ale orașului Craiova și ele cred că duc mesajul mai departe, pentru că, din ceea ce știu eu, ele au primit o bursă, vor studia în Anglia. Nu este puțin lucru să fii apreciat în altă țară decât țara ta de origine. Și mă bucur că noi reușim astăzi să punem pe simezele galeriilor Comatic lucrări atât de reușite, care vorbesc de fapt despre o viziune artistică adolescentină, dar cu perspective extraordinare în maturizare. Galeriile sunt deschise pe tot parcursul verii, pe tot parcursul anului. Oricine poate trece să viziteze cât este săptămâna de lungă. Nu-i așa? Exact. Sunt foarte încântată că noi, cei de aici de la Centrul Creației Populare Dolj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, așa cum este titulatura instituției, am reușit să readucem cumva în circuit galeriile Cromatic, pentru că din 2005 încoace sunt peste 20 de expoziții anual aici la galeriile Cromatic, expoziții care sunt dedicate în majoritate tinerilor și exprimărilor artistice. Dacă am luat și n-am uitat pe un parcurs anual al galeriilor Cromatic, am vedea că trei sferturi din ceea ce avem noi aici la galeriile Cromatic sunt lucrări ale unor persoane tinere și, în general, artiști neprofesioniști. S-ar putea face chiar o poveste în imagini, cu fotografiile adunate de-a lungul anilor, din un album al galeriilor Cromatic. Da, cred că da, numai că ar fi o mare problemă în modul de a așeza cumva acele fotografii, pentru că sunt foarte multe. Am zis eu 20 de expoziții, dar de cele mai multe ori sunt 25-27. Sunt foarte multe expoziții care nu sunt vizitate doar în momentul vernisării lor, ci și ulterior. Expoziții care au rămas de obicei pe simezele galeriilor Cromatic o săptămână, două. Au fost și momente în care am fost nevoiți să ridicăm expozițiile foarte repede, pentru că s-au succedat două, trei expoziții într-un interval scurt de timp. Nu ne-a părut rău, pentru că n-au mai fost la fel de bine văzute acele lucrări, dar eu mă bucur că galeriile Cromatic sunt cunoscute și că, iată, ele promovează tinere talente ale Craiovei, tinere talente care vor duce Craiova mai departe. We'll be right back.